Astea sunt propilele. Intrarea monumentală și impresionantă în... ...de Acropole. Lucrările arheologice sunt întâi aici, la ora asta dimineții. Partenon. Partenon, nu? Și în continuare Atena. Suntem într-o construcție care are vreo 5-600 de ani aproximativ, înainte de Hristos, începută de Pericle, în secolul de aur, s-a spus secolul Pericle. E dedicată zeiței Atena și, ca să comparăm cu alte civilizații, Roma încă nu era o putere pe vremea aceea. Pot să spun că 500 ani înainte de Hristos înseamnă că această construcție a fost contemporană cu Buddha și Mahavira în India, cu Lao Tse și Confucius în China, cu Zarathustra în Persia. Și oameni care au pășit pe aceste locuri când era totul întreg, au fost toți mari filozofi, Platon, Socrate și, pe urmă, Socrate și cu toții dramaturgii, poeții și filozofii din vremea aceea. Este drept aproape în mijlocul Atenei, în orice caz, conjurată din toate părțile de Atena. Cam atât. E plin de istorie acest loc. Privire panoramică asupra Atenei, în drumul Acropole. E superbă priveliștea. Din nou o privire panoramică asupra Atenei. E de-a dreptul uriaș. Acesta este Erechteionul, denumit după Erechteus, primul rege legendar al Atenei. Se discutau afaceri, politică, făcea filozofie, filozofii vindeau doctrina, chiar pe bani uneori. Deci aici au fost mari oratori, ca Demostene, Socrate. Aceasta este zona numită Agora, locul de întâlnire unde se stabileau destinul cetății, dominat de un templu dedicat zeității tutelare a cetății, zeița Atena. Alt templu, are foarte multe temple. Acesta este turnul vânturilor, construit în Atena de un senator roman de origine greacă. Sunt reprezentate sus cele 8 vânturi din mitologia greacă și meteorologia greacă. Lângă turnul vânturilor e o biserică ortodoxă, cu un chiparos lângă ea, puțin mai încolo un palmier, și are un aspect foarte patinat de vreme, cu mușchi pe cărămidă, pereții din piatră zidiți.